unul din farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce cu el și, intrând în casa fariseului, a șezut la masă. Și iată, era în cetate o femeie păcătoasă și, aflând că șa de la masă, în casa fariseului a adus un alabastru cu mir și, stând la spate lângă picioarele lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele lui și cu părul capului ei le ștergea și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Și văzând fariseul care îl chemase, a zis în sine, Acesta de ar fi proroc ar ști cine e și ce fel e femeia care se atinge de el, că este păcătoasă. Și răspunzând, Iisus a zis către el, Simone, am să-ți spun ceva. Învățător le spune, a zis el, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu cincizeci. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon răspunzând a zis, Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iar el a zis, drept ai judecat. Și întorcându-se către femeie, a zis lui Simon, Vezi pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și apă pe picioare nu mi dat. Ia însă cu lacrimi mi-au dat picioarele și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat. Ea însă, de când am intrat, n am încetat să-mi sărute picioarele. Cu unt de lemn capul meu nu l-ai uns. Ea însă cu mir mi-a uns picioarele. De aceea îți zic, iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește și a zis ei, iertate sunt păcatele. Și au început cei ce ședeau împreună la masă să zică în sine, cine este acesta care iartă păcatele? Iar către femeie a zis, credința ta te-a mântuit, mergi în pace.